Fostul președinte american Donald Trump a fost arestat formal la New York pe 4 aprilie pentru 2 ore pentru a fi supus procedurilor legale. Tribunalul penal din Manhattan i-a comunicat 34 de capete de acuzare legate de falsificarea documentelor de afaceri și conspirație criminală. Politicianul pledează nevinovat. Donald Trump a devenit primul fost președinte din istoria SUA care este cercetat penal. Cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, Donald Trump, s-a prezentat pe 4 aprilie în fața unui tribunal din New York, unde i s-a comunicat despre cele 34 de capete de acuzare. Acestea se referă la falsificarea registrelor contabile, inclusiv plata pentru a cumpăra tăcerea actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels, care susține că a avut relații sexuale cu fostul președinte. Ea ar fi primit $130.000 în 2016 pentru a ține relația secretă și a nu strica imaginea lui Trump în campanie. Rechizitoriul mai susține că Trump a fost implicat într-o conspirație ilegală pentru a submina transparența alegerilor din 2016. Următoarea audiere preliminară în acest caz este programată pentru 4 decembrie, iar examinarea sa în fond este așteptată în ianuarie 2024. Donald Trump a negat toate cele 34 de acuzații împotriva lui și le-a calificat ca fiind motivate politic. Audierea a fost șocantă pentru mulți prin faptul că ei n-au avut surprize, prin urmare nu există un caz. Practic fiecare specialist în drept a spus asta. Nimic nu a fost făcut ilegal, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare. Până la audiere, el a declarat că nu-i vine să creadă că așa ceva se întâmplă în America. După ce s-a prezentat în instanță, Donald Trump s-a întors în Florida, unde a ținut un discurs. El a spus că are loc o imixtiune masivă în alegerile prezidențiale din 2024, la care intenționează să participe. Imixtiunea începe cu procurorul New Yorkului Alvin Bragg, susținut de George Soros, care a făcut campanie pe faptul că îl va încolți pe președintele Trump. Donald Trump este al doilea șef de stat din istoria SUA care a fost arestat și primul care este urmărit penal. În baza celor 34 de capete de acuzare, politicianul riscă în total 136 de ani de închisoare. Singurul președinte american arestat înaintea lui Trump este Ulysses Grant, al 18-lea șef de stat în SUA. În urmă cu 150 de ani, el a ajuns în arestul poliției după o cursă cu trăsura trasă de cai pe străzile din Washington, scrie The New York Times.